În tur a fost 4-2 pentru formația spaniolă și iată, dacă Sevilla a părăsit competiția, Barcelona, Real au mers mai departe, am putea avea o a treia echipă în sfertul Ligii Campionilor, un lucru nemaipomenit pentru această țară. De partea cealaltă, nemții rămân cu o singură echipă, cred, după meciul ăsta. mai e Dortmund, pardon. Da, uite, și nemții au două echipe, ar putea să aibă pe a treia, depinde acum de ce va face Leverkusen în această partidă. 4-2 pentru Atletico Madrid în deplasarea din Germania și vedem o cotă de 1.67 pentru victoria formației spaniole, 4.15 cota pentru un rezultat de egalitate, respectiv 5.40 pentru doi solist. Da, altă variantă de pariere, uite, avem 3-4 goluri în meci la o cotă de 2.50, 1 pauză X finală, o cotă de 16, aici putem încerca tot felul de variante, sau dublă Griezmann, deci jucătorul francez va marca de cel puțin două ori la o cotă de 6, cu o variantă de pariere 1.03 goluri în meci pentru o cotă bună, o cotă de 1.60. Din experiențele sale în competiție, eu cred că Atletico a învățat că nu e bine să te joci cu echipele germane, indiferent de scor. Chiar și în tur s-a întâmplat acest lucru. Leverkusen a forțat de fiecare dată revenirea, nu i-a reușit, e clar, e o diferență de valoare între cele două, până și de, nu știu cum să-i spun, mentalitatea sezonului în curs, pentru că Leverkusen nu a știut cum să abordeze actuala stagiune. Simeone este un as în ceea ce privește jocurile de conservare a anumitor rezultate, evident cele care îl avantajează, cum ar fi acest 4-2 din tur. Să nu uităm că Atletico are două finale în ultimii cât? 3 ani. Exact. El așează foarte bine defensiva, dar ce îl ajută foarte mult este felul în care echipa știe să țină de balon. Uite, și mă uitam peste o serie de statistici, în meciurile de Champions League, deci Atletico are un procentaj de 85% al paselor complete, și cu o medie a posesiei de 31 de minute pe meci. Este undeva sub Barcelona Real în sfârșit. Bayern, dar este în top cantă la toate aceste statistici. Bine, acum, sincer să fiu, Atletico ar fi, cei de la Atletico ar fi chiar cei mai mari fraieri dacă ar rata calificarea în momentul ăsta. Trebuie să spunem că Leverkusen și-a schimbat antrenorul, e acum turcul ăsta, Kürküt, sau cum Dumnezeu s-o pronunța, da, lucrurile nu merg deloc bine. 6-2 înfrângere cu Dortmund în urmă, cu două etape, egal pe teren propriu cu Werder Bremen. Este evident că e greu de schimbat acolo treaba. E bine, sunt și absenți la formația vizitatoare și culmea, aceștia vin exact din faza defensivă, așadar poate chiar locul în care avea cea mai multă nevoie de stabilitate Leverkusen pentru a spera într-o minune. Nu cred că se va întâmpla asta. Până la urmă, ce ar trebui să facă? Să marcheze cel puțin 3 goluri, pentru că la 2-0 pentru Leverkusen tot Atletico Madrid se califică. Greu de imaginat un astfel de rezultat, chiar dacă vorbim de Liga Campionilor. Bun! Pontul, evident, e 1.03 goluri, ne gândim că Atletico nu va ceda această întâlnire. Unul solid, sincer, la 1.67, așa cum o arată cotele de la pariuri acum, pare un pic complicat. De obicei, cotele astea 1.60, 1.65, 1.60 și ceva sunt cote care nu prea ne aduc fericirea, dar exact pentru a încerca să evităm asta, mizăm 1x, adică Atletico nu pierde, și 0-3 goluri ca să mai mărim un pic cota și obținem astfel un 1-60, zic eu, minunat. Da, este un pariu normal, am argumentat motivele din care se întâmplă acest lucru și cum ai spus și tu, sunt absențe la oaspeți, probleme cu atât mai grave. Exact. Haideți să vedem acum, Sabin, care este rubrica următoare, avem o promoție.